Mărilor, măriuțelor, marinilor, mariilor, din partea noastră, un sincer și călduros la mulți ani. Astăzi o să-l avem alături de noi pe prefectul județului Argeș, domnul Radu Perianu. Domnia sa are mai multe teme care țin de activitatea prefecturală administrativă și de asemenea puteți adresa și întrebări pe parte politică. Eu o să fiu foarte, foarte scurt. Aș vrea să abordez în primul rând subiectul privind criza energetică. Așa cum ați văzut în ultima vreme, toată lumea discută și abordează acest subiect, fie că vorbim de gaze, fie că vorbim de curent electric. Europa se află clar într-o criză energetică, în primul rând în cauza șantajului rusesc asupra Europei. Dar așa cum a transmis și premierul și ministrul energiei, România va trece cu bine peste această iarnă, deoarece gazul magazinat este într-o proporție de 75%, spune ministrul economiei. De asemenea, să ajungă undeva la un 80% gaz înmagazinat, în așa fel încât România să treacă cu bine peste această iarnă. Vestea bună care vine către români din partea Ministerului de Resort este că a fost plafonat consumul la gaz. Adică, după cum ați văzut și din comunicatele transmise pe canalele oficiale, nu mai există un plafon impus la consumul de gaz. Prețul a fost plafonat la 0,31 de bani, în așa fel încât fiecare român, da, consumă gaze, nu o să fie limitat de o anumită cantitate și o să fie prețul de 0,31 pe kilowatt. Noi spunem că este o măsură bună și vine în sprijinul și în ajutorul populației. După celelalte măsuri care au mai fost luate la nivelul guvernului Ciucă pentru a susține și ajuta atât populația cât și firmele. Plafonarea și compensarea prețurilor din energie adoptată de guvernul Ciucă la 1 septembrie a prelungit măsurile de protecție atât pentru populație cât și pentru firmele private. Vreau să nu mai aduc la cunoștință faptul că săptămâna trecută am avut un birou permanent județean în care au fost luate mai multe decizii, să spunem, administrative. PNL, după cum știți, în ultima perioadă se află într-o amplă perioadă de reorganizare și restructurare, adică noi strângem rândurile, ne reorganizăm, ne adunăm, vin oameni către noi, dar totodată au fost luate și măsuri, ca să spun așa, care au dorit să reîmprospăteze echipa liberală. În sensul ăsta a fost retras din politic pentru 5 consilieri PNL din varia motive, fie că s-a încălcat statutul că nu și-au plătit indemnizația pe o perioadă mai lungă, fie că nu au respectat decizii ale biroului permanent județean. De asemenea, la Călinești vreau să vă spun că a fost validat un nou președinte interimar în persoana domnului Ionuț Gheorghe, a preluat interimar conducerea organizației Călinești. Acolo, pentru trei consilieri a fost retras sprijinul politic. Din păcate, PNL Călinești, să spunem așa, nu a reacționat și nu a fost proactiv în scandalul în care a fost implicat primarul PSD. Organizația PNL Călinești, de asemenea, nu a reacționat atunci când colegii noștri de la TNL au fost hărțuiți de primar și echipa lui, motiv pentru care s-a decis schimbarea conducerii. Domnul Ionuț Gheorghe are mandat să reorganizeze echipa de acolo. Vreau să mai spun încă un lucru. Astăzi, la Curtea de Argeș, se află într-o vizită oficială ambasadorul Kazahstanului, la invitația președintelui Clubului Oamenilor de Afaceri Argeș, Liviu Nicolae. Înțeleg că ei au avut la ultima vizită a ambasadorilor din Argeș discuții cu atașatul economic al Kazahstanului și împreună au stabilit o vizită a ambasadorului Kazahstanului în județul Argeș. Kazahstanul este o țară care în momentul de față are nevoie de o altă piață după ce s-a prăbușit Europa și ei caută să-și dezvolte relațiile economice cu România și cu firmele din județul Argeș. O să revenim după această vizită cu informații, cu un comunicat de presă pe seama ceea ce s-a discutat la Curtea de Argeș. Astea au fost temele pe care eu vi le-am adus în vedere. O să-i dau cuvântul domnului prefect, care cu siguranță are mai multe teme de abordat, cum spuneam, atât politice cât și administrative. Domnule prefect, vă rog. Așa, am venit la presă, nu știu ce mai pe dar o să încerc. Bună ziua! Am mai multe subiecte pe care vreau să vi le expun dumneavoastră și cu sprijinul dumneavoastră să le aducem la cunoștința opiniei publice.
În primul rând, situația de la permise. Știți că a fost una din preocupările mele principale referitor la perioada lungă de timp între susținerea probei practice și probei scrise. Sau mai exact, a probei scrise mai întâi și apoi a probei practice. Sigur, a fost perioada de concedii. Știți că i-am forjat pe colegii de la permise destul de mult înainte de perioada de concedii. Aveau nevoie și meritau și ei concedii, dar în același timp, terminându-se acea perioadă de concedii, trebuie să avem în vedere la ce s-a ajuns în momentul de față. Și anume, la Pitești situația este încă ok, adică termenul de susținere a probei practice după ce s-a promovat proba scrisă este de o lună și câteva zile. Vă dau un exemplu, cei programați ieri vor da examen pe 11 octombrie. Spun eu că este un termen rezonabil, având în vedere trecutul, care era mult mai complicat. Pe de o parte. Pe de altă parte, este și un termen util, pentru că toți cei care susțin proba scrisă își păstrează niște ore în vederea susținerii probei practice și n-ar avea timp să le facă dacă am scoate, de exemplu, mâine câteva zeci de locuri pentru examinare. Dar situația s-a complicat puțin la Curtea de Arge și mai ales în orașul Câmpul Lung. Adică la Curtea de Argeș programările de ieri, să zicem, au ajuns la sfârșitul lunii octombrie, iar la Câmpul Lung au ajuns la începutul lunii decembrie. Cred că deja mă cunoașteți, eu spun realitatea că nu încerc să o colorez în roz, că e frumoasă sau că e mai puțin frumoasă, eu o spun și în funcție de asta, având în vedere și reacțiile celorlalți, căutăm să găsim soluțiile cele mai bune. Având în vedere lungirea acestui termen, am căutat soluții pentru a-l aduce la o anumită rezonabilitate. Motiv pentru care, în atenția mea, se află în primul rând orașul Câmpul Lung. Ca măsură, pentru primele două săptămâni, ca să ne dăm seama dacă funcționează și dacă are efect această măsură, vom trimite colegi, patru colegi care vor examina marțea și miercurea într-o săptămână, iar în cealaltă săptămână vor examina marțea, miercurea și joia, joia cu efectivul complet. Știți că odată la două săptămâni colegii de la permise examinau în orașul Câmpul Lung. Acum vor examina săptămânal marțea și miercurea, se păstrează joia care era din două în două săptămâni și vor examina marțea, miercurea și joia prin urmare. Sigur că vom fi foarte atenți să vedem dacă această manieră de lucru are efectul scontat, și anume reducerea perioadei de timp. Și în funcție de aceasta, ori vom găsi o altă soluție, ori dacă ea funcționează și reduce semnificativ perioada, vom prelungi maniera aceasta de examinare. În ceea ce privește Curtea de Argeș, sâmbătă, un grup de 10 examinatori se vor duce, vor lucra în timpul lor liber, sâmbăta, pentru a examina, evaluăm noi, în jur de 100 de candidați. În funcție de acest de rezultatele obținute și de indicatorii de timp, vom repeta figura sau nu. În funcție de rezultate. Prin urmare, acest domeniu care a fost încurcat de ani de zile se află în atenția mea și încerc soluțiile cele mai bune pentru a scurta pe cât posibil la un termen rezonabil perioada de timp între proba scrisă și proba practică. Nu vă spun că am discutat cu niște prefecți pentru eventualitatea ca și ei să trimeată echipe de sprijin, dar deocamdată încercăm să o rezolvăm pe plan local. Dacă vedem că nu funcționează, o să apelez la colegii prefecți din alte județe. E un pic mai complicat cu Câmpul Lung să aducem din altă parte, pentru că este, să zicem așa, mai greu de ajuns din alte județe la Câmpul Lung și gândiți-vă la situația
celor care ar trebui să vină din altă parte, că ar trebui să plece ori cu o zi înainte, ori cu noaptea în cap, ceea ce nu este cel mai convenabil lucru. Prin urmare, încercăm să ne descurcăm pe plan local cu colegii de aici și în funcție de rezultate vom vedea ce alte măsuri luăm, dar concluzia este, am în vedere această perioadă și mă voi preocupa să o rezolvăm pe cât posibil. În altă ordine de idei, a fost 5 septembrie, ziua mea a fost tot pe 5 septembrie, mi-am permis să-mi fac un cadou și anume am participat la deschiderea cursurilor la Școala Generală 10, unde am fost și eu elev, 8 ani de zile, și chiar mi-a plăcut. Am avut și ocazia de a mă întâlni cu foci colegi de școală care acum și-au adus copiii și și-au înscris la Școala Generală 10. Le-am năpădit și niște amintiri, le-am depănat, a fost chiar un cadou pe care mi l-am făcut și care mi-a mers la suflet. Doresc mult succes tuturor elevilor și tuturor profesorilor care astăzi au început școala. În altă ordine de idei, tot în aceeași zi am făcut o vizită și la liceul Zinca Golescu. Este un liceu printre cele mai prestigioase din județul Argeș, alături de Brătianu, să nu uităm, liceul al cărui elev am fost, alături de Odobescu, alături de multe alte licee din județ. Acolo e tot șantier. Și după cum cunoașteți, este șantier din anul 2016, dacă nu mă înșel. Este bine că se renovează liceul, dar nu poți să stai cu el la nesfârșit în stare de șantier. Înțelege toată lumea că e afectat procesul de învățământ sub un milion de forme. Motiv pentru care am făcut o solicitare către primăria Pitești să comunice prefecturii planul de lucrări și mai ales când se termine odată toată treaba, toată povestea. Care este termenul de finalizare? Pentru că graficul lucrărilor și în ipoteza în care, sau și dacă ne va fi comunicat, arată etape de execuție. Pe noi ne interesează când se termină odată șantierul acolo, pentru ca elevii să-și desfășoare în bune, și profesorii să-și desfășoare în cele mai bune condiții activitate. Nu poți să stai din 2016 până în prezent cu șantier într-un liceu și să vrei și performanță. Tot legat de vizita la liceul Zincam, doamna director ne-a prezentat problema clubului de robotică. Clubul de robotică are, de la liceul Zincam, are vreo 30 de elevi care sunt înscriși și care participă, au participat și participă la concursuri naționale și internaționale. La ultimul concurs internațional s-au clasat în primii 10. Prin urmare, iată că au și performanță. Numai că n-au avut niciodată un loc al lor în care să-și desfășoare activitatea. Veneau după ore și acolo făceau ei robotică. Ne-a expus doamna director această problemă și, din fericire, am reușit și să o rezolvăm. Vă și spun imediat, profitând de înțelegerea doamnei director de la Școala Gimnazială Tudor Arghezi, li s-a oferit un loc în care să își desfășoare activitatea acest club. Vreau să precizez că nu aveau nevoie de o simplă cameră. Sunt mai multe chestiuni de care au nevoie și nu orice spațiu era adecvat desfășurării activității acestui club. Însă s-a rezolvat provizoriu, spun eu. De ce? Pentru că deși întrunește toate condițiile pe care, de activitate pe care de care are nevoie acest club, căutăm totuși un spațiu mai aproape de liceul Zinca Golescu pentru a nu pierde foarte mult timp cu transferul, cu ajuns la școala gimnazială. În altă ordine de idei, știm că se apropie anotimpul rece. Vine iarna. Iarna presupune nevoie maximă de încălzire. Ne așteptăm la niște prețuri care să nu fie de nebăgat în seamă la agentul termic. Știu că
Știu sigur, pentru că prin intermediul prefecturii s-au făcut. Primăria Pitești a depus diligențe pentru a obține sprijin financiar de la guvern în vederea subvenționării agentului termic. Dar avem în vedere și ceea ce vă spun eu este venit de la cetățeni. Nu mi-a venit mie ideea. Sunt probleme ridicate de ei. Sunt 19.500 de apartamente conectate la termoficare. Sunt oameni care, având venituri destul de reduse, se gândesc să facă economii. Și, după cum știți, în momentul de față, 90% din aceste apartamente sunt în sistem paușal. Adică, tu dacă vrei să faci economie, îți oprești caloriferele din casă, că nu te deranjează frigul, sau te mai pui o haină pe tine, vrei să faci o economie ca să-ți redirecționezi banii pe care ai către alte cheltuieli, nu-ți folosește la nimic să închizi caloriferul. Pentru că agentul termic, costul agentului termic este împărțit între apartamentele de pe acea scară. Așa că tu degeaba stai în frig dacă vecinul stă cu caloriferele deschise, n-ai făcut nicio economie. Există sistemul repartitoarelor, care este, există și este acceptat și în Pitești. Numai că de aceste repartitoare sunt montate în 10% din apartamentele conectate la sistemul de termoficare și ele trebuie să fie acel tip de repartitor agreat de SC Termoficare 2000. Eu pe această cale și nu numai pe aceasta, și prin contactele directe pe care le am cu domnul primar, îl rog să demarăm o acțiune de informare, poate chiar mai mult de subvenționare într-un fel sau altul a acestor repartitoare. Ele costă ca orice instrument, pentru ca cei care doresc să facă astfel de economii, închizându-și caloriferele sau dându-le mai încet sau așa, să poată să le facă. Sunt mulți oameni necăjiți în Pitești, sunt mulți oameni care nu au resurse financiare foarte mari, iar o factură chiar și subvenționată la agentul termic foarte, foarte mare i-ar pune într-o reală dificultate. Prin urmare, prin intermediul dumneavoastră, vreau să anunț opinia publică despre posibilitatea de a-și monta repartitoare, iar pe de altă parte, împreună cu primăria, să gândim o campanie și de informare și în funcție de veniturile pe care le au, de subvenționare, dacă este posibil legal, a acestor repartitoare pentru a fi montate la cerere celor care doresc să facă un genul acesta de economie. Cine nu dorește, sigur că este liber să nu-și pună. Vreau să mai subliniez faptul că modelul repartitorului este întâlnit în Europa din... Eu am fost în 96 în Austria și existau aceste fiecare avea repartitor montat pe fiecare calorifer. Nu este un sfat, nu este nici măcar o sugestie, este exclusiv o poveste. Când se trezea familia respectivă, se spălau, închideau caloriferul și plecau la serviciu. Veneau de la serviciu, dădeau drumul la calorifer și în felul ăsta își gestionau ei veniturile pe care le aveau. Un alt subiect legat tot de Pitești. Tot de la cetățeni am primit sesizări legate de faptul că ai consumat apă, tot atâta apă ți se calculează și la canal. Lucru care nu este tocmai corect, spun ei. Sunt oameni care își udă grădinile. Sunt oameni care hrănesc, eu știu, 3 câini, 5 pisici și așa mai departe. Și, ei bine, nu li se pare corect ca acea apă consumată și care nu ajunge la canal, să fie plătită. Ne-am uitat să vedem cum se întâmplă în alte orașe. Și în alte orașe din țară există contor pus și la canal. Și în funcție de apa care este efectiv transferată în canal, contorizată de acel contor, este și emisă factura și plătită. Deci se ajunge să plătești exact cât consumi. Nu calculat după anumite ecuații, nu calculat din ochi, ci efectiv, nu calculat după contorul de apă rece, ci efectiv consumul efectiv
care ajunge în canal. Ceea ce, având în vedere veniturile noastre, în general, reduse, credem noi că fiecare cost, autoritățile trebuie să se adapteze, să pretinde exact contravaloarea serviciului prestat, nu reglat în fix, nu făcut altfel. Prin urmare, recomandăm acceptarea acestor contoare la canal, pentru că în momentul de față, și dacă spui, nu se folosește la nimic, am înțeles că ar trebui modificat regulamentul lor. Este o procedură care credem noi că ar trebui făcută pentru a, ca omul să plătească exact cât consum. Este tot o sugestie, cred eu, cunoscută la nivelul administrației piteștene, dar o readuc în atenția dumnealor, pentru că dacă tot trebuie să facem economii, să facă economii nu doar populația, dar și instituțiile statului să îi ajute să facă aceste economii printr-o facturare corectă. Și în altă ordine de idei, am văzut în spațiu public discuțiile despre merele din Polonia. Din capul locului spun că este o soluție legală, ceea ce licitația câștigată și furnizarea acestor mere din Polonia nu încalcă legea în niciun fel. În același timp, nu poate să nu mă doară sufletul sau să mă lase indiferent faptul că noi trebuie să aducem mere din Polonia, în condițiile în care județul Argeș chiar are producători de mere. Dacă eram în Bărăgan sau dacă eram în altă parte, spuneam, domne, asta e, n-avem de unde. Dar în județul Argeș cunosc personal cazuri de oameni care au donat tone de mere către instituții care aveau nevoie, pentru că îi durea sufletul să le lase să putrezească. Cunoașteți istoricul cu Institutul Pomicol, nu-l reiau în momentul de față. Se pare că Institutul Pomicol n-ar putea să asigure întreaga cantitate. Asta este o discuție pe care am avut-o înainte de a apărea subiectul în presă. Am avut-o la comisia din care fac parte, referitoră la laptele și cornul. Și chiar am întrebat-o pe doamna care reprezenta Consiliul Județean acolo, ce se întâmplă, de ce nu suntem noi în stare. Și exact asta a fost. Doamne, a fost subcontractat Institutul Pomicol și ei au avut o producție mai mică decât necesară. În același timp, consider că onoratul Consiliul Județean a ales varianta ușoară. Și anume, veniți-vă la licitație, care oferiți prețul cel mai mic, ăla e câștigătorul. Legal, fără discuție, legal. Cred totuși, și sunt mulți din conducătorii Consiliului Județean și din partidul din care fac parte, care spun că sprijină producătorii locali. Dar trebuie să trecem la pasul următor. Nu doar să-i sprijinim în gură, precum majoretele, ci să trecem și la acțiuni concrete. Aș sugera, nu le spun eu ce să facă, dar aș sugera, există forme de asociere care pot conduce către un grup de producători mare împreună cu Institutul Pomicol, care să asigure mere din producție autohtonă. Doamna reprezentantă a Consiliului Județean mi-a spus și că a apărut de curând un act normativ care modifică punctajul la licitație, și anume dacă sunt mere de producție autohtonă, cel care vine cu astfel de ofertă obține un punctaj ceva mai mare. Cam târziu, zic eu, pentru că programul Laptele și Cornul se desfășoară de mult, merele astea sunt de mult aduse, de unde sunt aduse, sper să fie măcar gustoase, astfel încât să nu uităm cui se adresează ele. Ele se adresează copiilor. În primul rând trebuie avut în vedere, dincolo de orice, interesul copilului. Și, repet, sper să fie măcar gustoase, pentru că dacă ai dat un măr la mușcă din el să strâmbă tot și l-aruncă, n-am făcut nimic. Scopul era ca el să mănânce acel măr, nu să-l ia să-l arunce, și noi, la nivelul Consiliului Județean, să fim mulțumiți că, domne, am asigurat. Noi suntem în regulă. Pe de altă parte, aș face un pariu cu oricine, că dacă am luat orice măr polonez,
care este data azi elevilor. Îl băgăm în frigider și îl scoatem peste 6 luni. Pariez că arată ca proaspăt cules din puc. Prin urmare, nu știu dacă asta e cea mai bună variantă pentru elevi și repet, acest program este făcut în interesul copiilor, nu ca să mai aibă Consiliul Județean o bătaie de cap, să respecte legea și după ce a îndeplinit aceste proceduri să bifeze, hai că am făcut-o și pasă. Dar ce ar fi putut să facă Consiliul Județean? Doamnă, nu, eu n-am studiat această problemă îndeaproape, ne fiind responsabilitatea mea, dar vă pot spune altceva. De ani de zile de când se desfășoară programul ăsta, se putea face o asociere, se putea încheia niște contracte futures, da, sub egida Consiliului Județean. Luai producătorii, hai domnule, vino și asociați-te cu ăla. Îi dădeai o formă legală, făceai niște contracte futures și aveai un subcontractant de producător de mere din Argeș. Dar nu trebuie să facă producătorii treaba asta că interesul lor, e piață liberă. Dar nu știu dacă aveau voie. Și treaba are Consiliul Județean cu ei. Păi sprijinim producătorii locali. S-au ieșit la licitație, n-au fost. Sprijinim producătorii legali, putem să venim și cu idei. Dacă nu fac ei, atunci o lăsăm să băltească. Puteau să încerce, doamne, încerc să-i asociez. Dacă institutul nu este să furnizeze mere. Nu, are o capacitate limitată, generată și de... Și cine cineva ar avea capacitate, dacă nu institutul, o micol? Păi eu am vorbit de o asociere a producătorilor. Și vedeți că în nordul județului este o grămadă. Luați-i pe aia de la Hârtieși, luați-i pe aia de la Boteni, luați-i și de la... Să vedeți ce o asociere din asta la licitație. S-a mai prezentat cineva la licitație? Nu știu. Eu nu văd cum ar putea. Eu n-am spus că licitația nu a fost corectă, Doamne ferește, nu. Eu am început prin a spune că tot ce înseamnă legalitate a fost respectat. Dar ce spuneți dumneavoastră, mi s-ar părea că licitația n-ar mai fi corectă atunci. De ce? Ca să ține de mediul de afaceri, e liber, viață concurențială. De aceea a apărut și această modificare legislativă ca să lase inițiativa privată să apară și ea și să fie cointeresată să participe la astfel de licitații. Dar eu vorbeam de implicarea instituțiilor. Dacă vrei te implici, dacă nu vrei nu te implici, e adevărat. O fi bine să te implici, nu o fi bine să te implici, nu știu, lasă-l la atitudinea dumneavoastră. Nu se pare un pic fără de lege. N-ar putea să mai țineți licitații, deci dacă vor face o asociere... Nu, în momentul de față, licitația este câștigată de o firmă, indiferent cine ar fi, indiferent cum s-ar chema, și își va desfășura acest program până în două situații. Ori contractul ajunge la limită, că nu l-a câștigat pentru eternitate, sau nu își îndeplinește atât de grav, zic, situația ipotetică. Mai pentru eternitate, se vede, că de nu știu câte mandate... Nu sunt discuții pe care am eu căderea să le fac aici, dar... Sau dacă nu își îndeplinește contractul atât de grav, încât se reziliază... Da, întrebarea e cum bagi autohtonii aici, pentru că dacă îi bagi și susții licitație, la licitație oricum vine cine vrea, din toată țara. Deocamdată, posibilitatea... În momentul de față, în prezent, nu are decât compania care a câștigat licitația. Dacă vrea face, dacă nu vrea, nu face. Eu vorbeam de implicarea autorităților în sprijinirea producătorilor locali. Inclusiv a mea. Inclusiv a mea. Numai că eu, nefiind cel care organizează astfel de licitații, nefiind cel care are instrumentele în mână, sigur că voi susține și voi sprijini efectiv orice demers de genul ăsta. Dar cred că putea fi făcut de mult și atunci altfel stăteau lucrurile. De ce nu faci asociația oamenilor de aia? Faceți PNL-ului. Faceți doar. Și noi suntem, să nu înțelegeți că suntem împotrivă. Doamne, și eu mi-aș dori copilul meu să mănânce un măr luat din grădină, să fie, să știu că e în regulă. Nu adus de la mama dragă. Bună idee. Dar nu știu, bună cum idee. Ar putea să facă Consiliul Județean. Bună idee, pentru că dumneavoastră v-ați repezit să faceți conflict politic așa cum a fost între PSD și PNL pe chestia merelor, dar iată o idee. Aveți asociația oamenilor de afaceri. Conflictul nu a făcut. Puneți... Da, dar nu e mai normal ca cel care are autoritatea. Dar nu știu dacă poate, eu nu văd că
Care legale prin care ar fi fost, doamnă, imposibilitatea ca să iei Institutul, să iei 5-6 producători de mere, că sunt, care au suprafețe mari, bă, vă asociați? Mi se pare un pic de trafic de influență și că încerc să direcționez licitația pentru ei. Nu e trafic. Sfatul de a învăța... Sfatul de a învăța... Ba da! Îi chema licitație... Nu! Doamna, licitația trebuie să păstreze regulile unei licitații și anume cu anunțul, să prezintă cine vrea, prezintă o ofertă, adică eu chiar dacă... Deci așa cum a chemat 4 firme de construcții să explicăm despre un proiect viitor, să-i învățăm că a trebuit să organizeze și apoi să organizăm o licitație. Este același lucru? Nu. Nu este același lucru, nu. În domeniul construcțiilor, că tot ați dat exemplu, cunoașteți toți că sunt companii care participă la licitație în asociere. Că nu poate să facă singur, să asociază mai mult. Dar nu i-a asociat cu singur, de ce asta vă spunem, că să asociază ei între ei. Eu am spus că puteau să le dea niște sfaturi. Puteau să existe un demers, să-i spună, l-am găsit pe X, pe Y, pe Z și pe Institut. Nu, și mi-ar plăcea ca unul dintre ofertanții de la licitație să fie producător de mere de Narcis. Vă rog. Membru PNL, un post-ministru al agriculturii. El de ce nu vine să le... Să-i asociezi... El de ce nu vine în general? De ce nu vine, dar asta merg un pic mai departe. Păi puteți să-l întrebați direct. Eu n-aș vrea să răspund în numele nimănui, decât în numele meu. Salutați din partea noastră. Îl salut. Îl salut. Discuția asta putea fi înainte, nu exact după ce a fost adjudecat... A fost. Acum, la un moment dat această inițiativă... Mă ciupiți între dumneavoastră? Nu, eu nu mă ciupesc, eu am un constructiv. Am ridicat în spațiu public o problemă. Aici, acolo, simt de cine știe. Lăsați mai bine așa, că zâni știe ce vi vreți face, simt că să o știe mai bine. Să știți care și-l dreptate, că nu trebuie să ai profilul principal dacă te-ai asociat, nu? El vine cu un perete, ăla vine cu niște mere și celălalt vine cu, nu știu, da, am înțeles. Ideea este următoarea. Poate pe viitor se va avea în vedere o astfel de chestiune, o astfel de implicare. Nu poți să-i obligi, poți doar să-i întrebi, dar măcar pe urmă apar, doamne, luăm în Polonia, că ai noștri au zis că nu-i interesează. E foarte bună ideea dumneavoastră. E foarte bună. Sau eu am făcut demersuri pentru a-i asocia, i-am asociat, au participat la licitație și n-au câștigat. E și asta o variantă. Pot fi subcontractanți, pot fi, dar acum să ne punem și în locul unei companii. Nu poți să te duci la cineva care nu este organizat sub forma unei societăți comerciale sau sub orice formă, dar ca să aibă personalitate juridică, să-i spui, domnule, eu cumpăr merele din tot. Ca formă să le iau, să le livrez. Nu e o formă, ok, din punct de vedere legal. Dar o asociere puteai să faci între deținătorii de plantații mai mari de mere. Repet, să fac niște contracte future pe recoltele viitoare și... Păi da, dacă ieși sau ce-a spus PNL, iar nu intră în calcul. Nu poți, că n-are... Dacă avea pe la un ghem, la o eu am vorbit de zonele în care se fac mere, nu de culoarea politică. Culoarea politică nu știu dacă ajută la făcut mere în cantități. Bun, întrebări dacă aveți? Mai am și o întrebare legată de repartitoare. Da. Nu știu dacă ar fi, eu vă spun din punctul meu de vedere, care n-am primit niciodată subvenție pentru căldură, se dă subvenție pentru căldură, să mai dăm tot din bugetul local și subvenție pentru repartitoare? Este o sugestie pentru a veni în sprijinul populației, acum. Primăria Pitești are mai multe variante. Subvenție pentru căldură. Dacă are bani, dacă vrea, dacă... Se face un... Ați discutat ceva în sensul ăsta cu reprezentanții primăriei sau... Vei discuta. Sau de aici pleacă către dânsii. De aici pleacă spre dânsii, după care, atenție, pentru că iarăși am venit cu această idee în dorința de a fi constructivă. Dânsii vor face niște calcule, pentru că trebuie făcute niște calcule pe bani. Cât costă, cum costă, cine să beneficieze, sunt 19.500. Mulțumesc! Sunt 19.500 de apartamente, dacă ai vrea să montezi repartitor pe fiecare calorifer, evident că există niște costuri.
Vedeți că mai e o problemă, cei care se încălzesc, trebuie să încălzească și pereții celor care nu prea se încălzesc și vor fi de mulțumit. De acolo problema, dar, mă rog, niciodată nu o să fie toți fericiți. Transferul de căldură, nu cred că dacă tu stai cu caloriferele oprite în casă de la vecin, îți vine că stai în tricou. Nu, că trebuie să încălzească mai bine pereții. Da. Deci, practic, deci, așa înseamnă două scrisori către serviciile publice, către confiscare și către Apăcana, nu? Astăzi. Da. Spuneți-mi și mie ce ați zis, că e o idee foarte importantă cu primul oraș din țară care se debranșează. Au fost mai multe. Au fost mai multe, dar în momentul de față Piteștiul nu poate să aibă în vedere o astfel de opție. Și nu are de mult. Eu am discutat-o la un moment dat cu unul din foștii primari și mi-a spus că nu se poate. Pentru că era simplu. Dom'le, de ce nu desfințăm și montăm centrală de bloc în fiecare bloc? Și dom'le, ar fi cel mai simplu treaba asta, dar nu se poate. De ce nu? Există mai multe acte normative, există mai multe piedici de natură, de mai multe naturi. Plus că nu poți să lovești pe om. Nu, că eu am... știți că la un moment dat s-a cheltuit foarte mult cu punctele termice, care au fost o soluție bună. Și eu am mers mai departe. Dom'le, de ce puncte termice și nu centrala de bloc? Centrala de bloc care este cea mai, este mult mai economică decât ca fiecare cetățean să aibă centrala lui în apartament. Și pentru cetățean, dar și pentru... Că ar fi foarte simplu, că ar merita să facă orice împrumut pentru un astfel de... S-a scăpat de problema, de multe alte probleme, dar că nu se poate. Dacă nu mai... O întrebare vis-a-vis de Călinești, câți consilieri locale PNL mai sunt? Păi am avut 3 și mai avem 1. În momentul de față. Cum treci președinte? Păi și o evaporație. Le-ați retras sprijinul politic. A, păi și nu aduceți în sau rumeți? Ba da, da. Acum e o procedură. M-a întrebat în momentul de față. În momentul de față avem 1. Aveți oameni acolo? Nu știu, vom vedea. Cum mă dați mai bine pe mine? Nu este un subiect de care m-am ocupat eu. Cred că a avut un impact destul de mare în comună. În momentul de față nu cred că să strânse numărul necesar de semnături pentru inițierea referendumului. Legea cere un anumit număr de semnături din fiecare sat în parte, adică degeaba 100% dintr-un sat al unei comune își doresc referendum, dacă și în celelalte nu se strânge numărul legal, atunci... Aveți 100% în vreo sat? Nu. Nu. Am dat un exemplu ipotetic. Bun, dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participare și orice altă întrebare, mai bună sau mai răutăcioasă, încerc să răspund pe cât mă pricep.